Muzica asta e așa, să cere muzică, dar muzica maestro. Vreți o muzică direct? Păi eu nu pot fără muzică, bine. Eu sunt. Hai, numără. 3 și 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nu te prea mai încolo. Tataie, mută-te mai încolo. 1 2 3, mai numără, dragă, că mă pierd. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Deci întorc gambele. Vezi că trebuie să stai cu gâtul așa strâmb într-o parte, băi. Înspre ce parte? În partea opusă de când stăia. Așa am văzut eu la televizor. Pe capul drept. Nu pe spate. Nu, drept. Bine, așa. Unde mă uit? Așa. Și că să stai drept, aici. Auzi. Aici mă uit eu, da, cu tăita la mine. Partea stângă. Da, și partea în partea stângă ei. Adică nu ne vorbim. Nu, n-avem treabă unul cu celălalt. Asta e tata, e tatăl meu preferat. Da? Nu vorbim, a? Da, putem să vorbim între noi ca la rebelion? Ce faci, mă? Salut, mă, a ta a plecat ușor. Da, da. Doamne, perfect. Doamne, Andreea, dar ce-o fi osul ăsta de aici? Deja. Am grijă de... O, nebunilor! Băi, băi, Olaf! Mă... Georgiana, ne scuzi, Răzvan. Mai avem un profesor printre noi. Răzvan este de neoprit pentru că acest corp a fost făcut să danseze. Hai de aici! Să le arătăm noi! Aș! Hai să nu ne... E gravidă incursarea mea. E gravidă. Foarte bine. Foarte bine. E foarte bine. Ți-a plăcut cum a dansat radiografia? Pe bune, ziceai că-i Dani la ortopedie și face așa cu radiografia lui. Nu am mai simțit omoplați în viața mea, dar chiar așa... Nu, dar nici nu face radiografie. Bine, ești ok? Ea se duce la cabinetul de radiostezie, da? Radiologie, și o luminează așa cu o lanternă și pe partea la altă văd exact. Da. Da. Odată la liceu au vrut să o ceară la plămâni și au pus-o doar în geam. Foarte bine, mamă. Bravo, bravo. Am și o rugăminte, pentru că am văzut că Răzvan se descurcă mai bine. Ne-ai lăsați. Să dăm un pic drumul la muzică și să danseze și cu mine. Doamna, că nu... Doamna, stop, stop! Nu știu pătratul. De la început, atenție! Îi lăsăm 10 secunde, Andreea, poți să te duci, iau un sandwich, mamă. 1, 2, 3, simțit un... Doamne, ferește, o excrescență. Asta? Dragii mei... Aia o să vedeți când o să facem călcatul cămeșii în mai puțin de un minut. Eu și Dan o să vedeți că sunt instructor la călcat cămașă. Păi ce n-ai, mamă? Cine stă singur? Păi ce? Ce să mai? Ia uite al naibii! Zici că sunt ăștia... cum îl chema pe Patrick Schweitzer ăsta și cu năsoasa în Dirty Dancing? Ăștia sunt. Acum o ia Răzvan, o ridică de două ori și o scapă odată. Vezi? Atenție! P1, poziția 1, assume the position. Atenție, muzica, maestro, muzica. Cu ce? Cu dreptul? Cu dreptul, da. Mai tare e muzica, nu mă pot concentra. Strigă cu mine, strigă cu mine. Un pic pe serios, pe ce? Serios, mulțumesc, mulțumesc, colegi. Hai că mi-a ieșit... Hai, nu pot, bă, neechipat, bă, eu trebuie să... 15-20 de măsuri să rămână în istorie, pentru că și ăla micu o să... Păi da, dar ăla micu mi-a făcut așa în burtă cu piciorul, e ok? Du-te acolo. Hai, atenție, să facem ce am repetat, că nu repetăm degeaba aici. Ce e noi, proști, maneliști? Maneliști nu suntem. Atenție, ia-l ușor, mămică, pentru că are nevoie. El a mai dansat odată la nunta lui, în 2000 și ceva. Și a dansat de fericire că a fost prima oară când a obținut niște bani de la mine. Pe care mi-a cerut înapoi după 2 săptămâni. Așa este, dar uite. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la rubrica ce să facem cu trupurile noastre dacă nu mai știm ce să facem cu ele, din cadrul concursului cea mai sexy mămică din România, frumoasa și bestiul.
Ce prost. Hai, 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 asta. Lasă-și apuțe. Asta. Tot timpul între picioarele mele. Și ăsta, vezi? Te împing eu cu picioarele. Mă împingi, da. Asta. Mulțumim tare mult, Răzvan, mulțumim, Georgiana. Se scrie în regie o nouă poveste, Frumoasa și Șchiopul. Acum se lucrează. Ceea ce a vrut să-ți arate Răzvan. Hai, băiatul, parchează aici! Răzvan, hai, dă și mie o pasă! Imită niște băieți din centru vechi, toți au aceeași problemă la același picior, așa e în București. Răzvan a vrut să-ți facă o proiectare și nu știa cum să... Că vrea să ia... Serviți, merdenele! Dar mâna să le acolo, că sunt pentru mai târziu, asta mică e gravidă, o ia capul dacă vede așa ceva. Da. Scuze pentru... Înghiți în sec? Dintr atât ai o merdenea la naiba! Se foarte bine. Și cred că e foarte bine. Flavia, repede, meteo, că mă duc, suntem amândoi cu poftile acum, uite așa ne-a ajuns și altfel, dacă nu... Eu scap copilul, să știi. Hai să mergem.